mulți oameni vin la training și ascultă. Foarte puțini oameni implementează. Eu vă doresc să faceți aceste implementări pornind de la motivația voastră personală de a deveni specialiști și experți buni, nu pornind de la motivația că faceți bani pentru proprietari sau companie. Imediat cum aveți cel puțin 3 instrumente implementate, voi real puteți să vă vindeți mai scump. Propriului angajator sau altor angajatori, că piața e deschisă. Nu înseamnă că trebuie să plecați de la jobul prezent. Înseamnă doar că, așa cum la vânzători banii depind de planul de vânzări, așa la un director de vânzări banii depind de instrumentele pe care el le poate gestiona și folosi. Am reușit în 2 zile să stratific într-un fel sau să aranjez astfel informația ca să o comunic mai departe colegilor mei și să contribui măcar în cea mai mică măsură la creșterea profitabilității companiei noastre și sper să pun o piatră de temelie pentru viitorii colegi care se vor alătura echipei noastre. Și pentru asta un mare mulțumesc! La acest curs s-a demonstrat că se poate, doar voință și Alina ca mentor este foarte convingătoare și am primit o plăcere deosebită să particip la acest curs. Dacă clientul dă și la tine și la tine 2 branduri diferite, același preț, în aceste condiții brandul meu nu costă mai scump, nu se contabilizează. O să vină concurența peste voi europeană, peste noi toți. Și atunci, foarte repede, dar foarte repede, o să ne trezim la viață și o să înțelegem că trebuie de investit de la cum ne îmbrăcăm până la cu ce ofertă comercială, coloristică ofertei comerciale care mergem la client. Cursul mi-a plăcut enorm, foarte, foarte mult, cu toate că a fost 2 zile. Credeam că să fie obositor, dar nu, energie este, mult, activ, implicare cu exerciții, termeni noi. Și faptul că chiar nu știam, mi s-a dat-o careva de-o închegat tot într-un întreg, unde avem un plan tare mare cu ce să ne ocupăm în continuare. Cum a spus și Alina, avem pe jumătate de an stabil de lucru. Și ceea ce cred că ca să facem și să implementăm. Urmează să lucrăm mult la implementare. E important să găsim acele puncte care se potrivesc pentru activitatea noastră și să lucrăm, să le activăm și respectiv să vedem cum cresc vânzările ulterior, rezultatele noastre. Veți observa că beneficiile din capul clienților nu sunt beneficiile pe care voi le vindeți. Și prima treabă a marketerilor este să identifice beneficiile reale în baza cărora cumpără clienții. Și chiar dacă produsul tău e perfect, dar tu nu ai case-uri și testimoniale, iar produsul lui nu e perfect, dar are marketingul de ambalaj, eu am să mă duc la el. Este vorba de sporirea încrederii. Eu am mai participat, nu sunt prima dată, la un curs organizat de către Angry Business. Și da, desigur, dacă am venit a doua oară, o să mai vin. Mulțumită de atitudinea trenerului Alina Andriuță, creează atmosferă și pune foarte mult accent pe noțiune, adică să fie înțeleasă noțiunile care sunt expuse pe parcursul trainingului. Asta este important și să fie aplicabile. Sincer să vă spun, am primit o foarte mare plăcere. Alina Andriuță este un trainer foarte bun, adică și explicită, și adică și cu glumă, să nu umor. Deci am primit o plăcere de la training. Motivația financiară se constituie din 2 elemente de bază. 1. Salariu fix și 2. Salariu flexibil. Voi asta știți, dacă vreți să atrageți specialiști buni și o echipă de expertiză, va trebui să alocați salariu fix mai mare ca piața, pentru ca acești specialiști să se alăture echipei voastre. Explicați angajaților motivația, de ce avem nevoie de KPI și că e modalitatea prin care ei pot să-și primească bani mai mult și real, sincer, KPI-ul trebuie să fie pentru ca ei să-și primească bani mai mult, nu este o amăgeală, adică asta este mesajul și asta trebuie să fie realitatea. Acțiuni pe care le fac oamenii pentru a ajunge la rezultat. Sunete vizite întâlniri. Astea ar fi indicatorii de proces fundamentale. Eu încă consider că directorul de vânzări trebuie să poată vinde. Avansul pentru producția voastră trebuie să fie în mărimea cel puțin a prețului de cost a acestei producții. Mi-a plăcut foarte mult cum a lucrat cu toate nișele. Deci fiecare persoană a venit cu diferite probleme, da? Ca să abordăm, să discutăm și așa mai departe. Și mi-a plăcut că ea a încercat să încadreze, da, fiecare instrument în fiecare nișă.
Deci asta a fost, să ne încadrăm fiecare, deci da, să înțelegem problema fiecăruia în departamentul de vânzări, pentru că, haideți să fim sinceri, că în, să fim noi ideali sau neideali, departamentul de vânzări nu poate să fie ideal. Noi trebuie să tindem la acest ideal. De obicei, ce vei să faci, Mughe? Sau trezești la 11-12 și jumătate de zi pierdută, da, adică nu-mi pare rău, am investit corect, da, banii și timpul meu, da, care este cel mai scump. Adică. Funcțiile directorului, dacă n-ați înțeles până am funcțiile voastre, haideți să le treci. Și funcția voastră este să aplaudați.